Un mic colț din România este considerat un loc unic în lume. Aici femeile trăiesc gratuit, nu trebuie să muncească, primind tot ce au nevoie pentru a supraviețui, de la mâncare până la haine, de la oamenii din localitate. Ce trebuie să facă zi de zi? În condițiile în care viața devine din ce în ce mai grea, mai ales pentru persoanele vârstnice care nu pot primi niciun ajutor din partea familiei, unii nu uită să întindă o mână importantă de ajutor. Un colț mic din România este considerat un loc unic în lume, o dovadă a solidarității umane. Aici, femeile trăiesc gratuit, nu trebuie să muncească pentru cazare, hrană și haine. Se întâmplă în schitul Babicilor din Jurilovca, județul Tulcea. Schitul găzduiește femei în vârstă care nu au posibilități financiare și nicio familie care să le ajute. Cele care ajung în acest colț al țării își pot trăi viața fără grija banilor, primind mâncare și toate cele necesare traiului de la localnici. Tot ce trebuie ele să facă este să se roage zi de zi pentru sufletele celor care le ajută cu produse. Pentru aceste femei care ajung să trăiască precum călugărițele, acasă devine o clădire aflată zid în zid cu biserica de rit vechi din localitate. Lăcașul de colț ce găzduiește și schitul Babicilor poartă hramul acoperământului Maicii Domnului, edificiul fiind ridicat în anul 1838. Femeile nevoiașe își petrec aici ultimii ani din viață și sunt apoi înmormântate în cimitirul schitului. Sunt nelipsite de la toate slujbele de la biserică, indiferent de zi sau de oră. Schitul și-a primit numele de babica de la cuvântul de origine rusă babușca, care se traduce prin bunică. Este un loc în care doamnele rămase singure pe lume își pot găsi liniștea, trăindu-și zilele în rugăciune, relatează playtech.ro.